Petrocub Hâncești are un parcurs excelent în divizia națională. Formația condusă de Eduard Blănuț a întâlnit-o acasă pe Saxan Ciadărlunga într-un meci transmis în direct de Moldova Sport. Gazdele au deschis rapid scorul în minutul 12 prin Valeriu Macrițchi. Belevski a executat bine un corner, iar jucătorul împrumutat de la Tiraspolene a împins mingea cu o lovitură de cap în poartă. Echipa antrenată de Cristian Efrues și gol! Petrocub! A marcat Valeriu Macrițchi! Replica adversarilor a venit abia în repriza secundă. David Chemski l-a faultat pe Constantin Sandu în careu, iar arbitrul a dictat penalti. Jucătorul celor de la Saxan a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri. Care pe care? Constantin Sandu, șut și gol! 1-1, restabilește egalitatea pe tabelă Constantin Sandu! În ultimele minute de joc, cele două echipe au jucat de la o poartă la alta, iar cea care a reușit să dea lovitura a fost Petrocub. Chemski a centrat în careu, iar Rusu a oprit perfect mingea pentru Taras, care l-a învins pe portarul oaspeților cu un șut din interiorul careului. Centrare la bara a doua, Arcadie Rusu recentrează careu și gol! Gol Petrocub! Datorită acestei victorii, Petrocub rămâne în continuare pe poziția a treia în clasament cu 10 puncte. De partea cealaltă, Saxan este pe locul 8 cu 3 puncte. În următoarea etapă, formația din Hâncești va juca la Chișinău cu Zimbru, iar băieții lui Oleg Fisticanu vor găzdui pe FC Zarea.